Ești întotdeauna sigur că pasta ta de dinți și periuța sunt eficiente? Încearcă sistemul Blendamed Complete 7 și ia-ți kitul dentar gratuit pentru control personal. Vei observa singur îmbunătățiri în 7 zile. Sistemul Complete 7 ajută la îmbunătățirea celor 7 semne ale sănătății orale. Cere kitul gratuit pentru control personal. Sistemul Blendamed Complete 7. Verifică și tu 7 semne ale dinților sănătoși. Sunt aici să investighez inovația greu de crezut de la Ariel, care nu doar curăță, ci și protejează rufele împotriva petelor viitoare de tip granulat. Cum se poate? La spălare, fibrele devin aspre, iar petele se fixează în interior. Dar noul Ariel Prozim 7 netezește fibrele, iar petele nu se mai fixează în țesătură și se îndepărtează mai ușor. O să vă arăt. Voi șterge o bicicletă ruginită cu haina mea spălată anterior cu Ariel Prozim 7. Vedeți? Chiar și pete dificile ca rugina nu se mai fixează în țesătură, deși clătesc doar cu apă. Extraordinar, m-ați convins! Noul Ariel Prozim 7 îndepărtează petele și protejează împotriva lor. Curățenie impecabilă și protecție împotriva petelor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bine v-am găsit la Realitatea Zilei, emisiunea care pune punctul pe zi. Ați urmărit jurământul ministrului de interne Oprea Dragnea Nica. La casele de specialitate au început deja să se facă pariuri pe cât va sta Nica la interne și cine va fi numărul 4. Oficialii de la Guinness Book sunt deja cu ochii pe primăria Cluj-Napoca. Mereu fac greșeala asta. Revin, sunt cu ochii pe Palatul Victoria. Tot am deschis subiectul Palatul Victoria. Niște imagini apărute astăzi ne spun că Rareș Niculescu se pregătește să devină purtător de cuvânt. Adică a mințit în ceea ce privește prezența sa într-un club de manele. Niculescu dovedește astfel că n-a primit degeaba decorația bărbăție și credință din partea președintelui Băsescu. Bărbăția de a fi implicat într-un scandal, într-un club de manele și credința în Guță, Vijelie și Copilul Minune. Ne întoarcem însă la Gabriel Oprea și aflăm că a fost propus de PDL ca membru în Comisia SRI. PSD-ul n-a fost de acord, așa că amicii de guvernare au spus pardon, am greșit, v-am pupat, ne-am cărat. Invitați la Realitatea Zilei. Așteptăm pe doamna Norica Nicolae, vicepreședinte PNL, alături de noi domnul Laszlo Borbély, deputatul DMR, doamna Adriana Duțulescu, jurnalist la Cotidianul, domnul Sever Voinescu, deputat PDL și domnul Radu Moldovan, deputat PSD. Așadar, coaliția guvernamentală a trecut prin momente tensionate astăzi, după ce PDL l-a propus pe Gabriel Oprea, demisionat din PSD, ca membru în Comisia Parlamentară de Control a Serviciului Român de Informații. În urma protestelor celor de la PSD, Oprea a fost retras. Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat solicită un timp de consultare, pentru că noi constatăm în acest moment că nu se respectă regulamentul comun al camerelor. 15 minute în regulă pauză de consultări. Ce regulament se respectă? A existat un anunț care ne-a luat oarecum prin surprindere. Înscrierea în componența Comisiei de Control a SRI a domnului deputat Gabriel Oprea din partea grupului PDL era un lucru care n-a fost cunoscut și procedural pe locurile PDR-ului. Noi cel puțin am considerat că ar fi trebuit să fi fost informați. În urma consultărilor, PDL și-a retras propunerea de a-l nominaliza pe fostul social-democrat Gabriel Oprea ca membru în Comisia SRI. În locul său a fost propus democrat-liberalul Ioan Bălan. Ca deputat independent, ca parlamentar independent, singura mea interfață sau legătură, neavând niciun grup care să mă propună la o comisie, este președinta Camerei Deputaților, indiferent cine ocupă această funcție. Mi-am manifestat dorința, interesul față de pregătirea pe care o am în domeniul Securității Naționale să pot să fac parte din Comisia de Control al Serviciului Român de Informații, unde am mai făcut parte și în vechiul mandat. Conform regulamentului mă poate propune un grup care de fapt m-a propus, după care am înțeles că am fost retras. Bun. Domnule Voinescu, dacă a ajuns PDL să-l propună la comisie pe domnul Oprea, înseamnă că și la funcția de ministru de interne, de fapt, tot PDL îl propusese indirect?
Nu, evident că nu PDL l-a propus la funcția de ministru de interne, asta se știe foarte bine. Și evident că în chestiunea scurtului mandat al domnului Oprea ca ministru de interne, PDL, așa cum s-a dovedit și cum a fost limpede, nu a avut niciun amestec. Până la urmă, domnul Oprea a căzut victimă luptelor din interiorul PSD, lupte foarte bine știute de toată lumea. În ceea ce privește această situație cu nominalizarea domnului Gabriel Oprea din partea PDL-ului pentru opoziție...